Despre situația care se întâmplă acum la Bireasa. Deci, ca să înțelegeți, eu n-am urmărit niciun sezon, cu excepție sezonul în care am participat eu. Și când a intrat sezonul acesta, Maria, întâmplător, am văzut acolo pe Facebook, nu știu ce, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut fata și cum arată și atitudinea, ce caracterul și principiile și cum vorbește tot. Așa. Și eu nu m-am îndecis în toată treaba asta cu voturi și așa, doar că acum tot ce se întâmplă cu ea și în genere în casa asta, cum toată lumea sare ea în cap, nu-mi convine deloc. Deci mă iau nervii, pe bune vă zic. Sinceră să fiu, m-am săturat deja să mă cer cu telefonul cât timp mă uit la emisiune și acum vă înțeleg pe voi când ne certam noi acolo cu Andrei sau când erau situații și voi aveți un preferat și cum vă simțiți voi că mă iau toate sterele și nu știu, nu pot să ajut cu nimic lui fata asta, dar mă doare sufletul maxim pentru ea din cauza ce se întâmplă acum și chiar și astăzi am văzut, Doamne, adică eu știu cum e în casa aceea, cât de multă răutate este, cum e să te simți când toată lumea te atacă și așa, pentru că eram și eu pusă în situații de mai multe ori și așa. Dar îmi vine pur și simplu să vin acolo și să mă cert în locul ei. Sunt foarte multe nuanțuri, cred că știți și voi cei care urmăriți misiunea, n-a să vă povestesc eu, dar ce vreau să zic în privința la Antonio. Nu stimez așa gen de oameni pentru că bărbat nu pot să-l numesc, ok? El nu este bărbat dacă se comportă așa cu o domnișoară și așa o vorbește și nu știu ce. Se dădea gen deștept și vai de capul lui că el este atât de nu știu ce. Și până la urmă când a venit situația așa mai complicată, cum el se comportă ca un dobitoc. Asta este adevărata lui fața, pentru că oamenii, într-adevăr, își arată fața în situații de genul, cum se comportă. El n-are ceva omenesc în el, așa ca lumea. În fine, nu mai comentez. Părerea mea, el este un zero. Mai departe. De Hatice, sincer, nici nu vreau să vorbesc, pentru că când o văd acolo pe ecran, îmi vine să mă strâmb și mai tare decât se strâmbă ea de obicei în față la oameni. Pentru mine, cel puțin, femeia aceasta este cu o stimă de sine foarte joasă și care se crede buricul pământului, superioara superioarelor. Nu știu ce să zic. Mi se pare oribil, dacă sincer, și faptul că ea se bagă în toate momentele care nu o privesc, nu e în regulă. De ce, fata mea, nu vezi de relația ta și de treburile tale? De ce tu trebuie să te bagi în relații celorlalți? Nu înțeleg ce te interesează, da? Dacă o vezi pe una mai frumoasă sau mai deșteaptă, nu te poți liniști? Și lăsând la o parte concurenții, cel mai enervant faptul din emisiunea asta, mi se pare, pentru că nu degeaba stă acolo prezentatoarea, da? Ca să regleze cumva toate lucrurile, ca să facă dreptatea. Doamna Simona Gherghe, eu chiar nu înțeleg cum puteți să ridicați așa caractere sau așa atitudine și așa comportament ca la a lui Antonio, da? Și să o băgați în pământ pe săraca Maria și să o faceți să se simte și mai prost de atât decât se simte ea. Și așa se simte prost. Și să-i dați întrebările astea prostești și nu după subiect și de ce? Eu, vreți cupluri, nu? Eu înțeleg, da. Dar unde e dreptatea aici?